cel puțin programul Artemis al americanilor se va desfășura, este foarte bine pus la punct, cu această nouă navă foarte puternică, cu implicarea multor agenți care nu sunt mai de stație, sunt particulari. Și știți, aș sublinea ideea că John Adams, cel care a postulat capitalismul, poate fi fericit. Capitalismul intră în spațiul cosmic, pur și simplu. Pentru că va începe concurența între Elon Musk și Boeing și toți ceilalți. Așa că acțiunea americană va continua. Chinezii sunt bine pregătiți pentru 2023 și 2027 ca să facă două baze lunare. Și să mai spun lucrurile opozite. Unele agenții europeană spațială se va alătura unora și altora și probabil că Jelos Cosmos va avea un ceva de spus. Suntem într-un moment în care probabil că s-au rupt total baiele gravitației. La urmă, luna e aproape, numai 300.000 de kilometri, numai e de ajuns să facem câteva zile dus, câteva zile tot și ne punem pe teamă. Când să fie gata această mega rachetă? Foarte curând. Părerea mea este că și pe stația orbitală cei care au plecat acum câteva zile într-o navă din asta second hand făcută de echipa lui Musk, se duc acolo și ca să studieze pentru mai departe, dar și faptul că avionul pe care l-ați arătat la începutul bucățirii este de emisiune, e cel din care s-a citit faptul că pe lună sunt depozite de apă. De apă de ceasă în am mai discutat noi despre acest subiect.